Tratament la domiciliu. Înțepăturile de albine se pot trata acasă, excepție făcând doar cazul în care persoana este alergică sau experimentează semne de reacție alergică. O simplă înțepătură de albine poate provoca atât durere cât și inflamație. Durerea și umflăturile asociate înțepăturii dispar de obicei în doar câteva zile pe cont propriu, iar cu ajutorul remediilor, vindecarea poate fi accelerată. Cum ne putem trata la domiciliu atunci când am fost înțepați de o albină, ne spune în momentele următoare Anca Bădoi, asistent medical generalist și specialist apicultor. În ce privește înțepătura de albină, viespe și insecte care dezvoltăm o reacție alergică la ele, există două categorii. Categoria majorității, care dezvoltă o reacție locală la înțepătură, și aici vorbim de apariția unui edem, adică o mică umflătură, o durere locală, o înroșire a zonei respective, se impune următoarea situație de urgență, și anume scoaterea acului cu o pensetă dacă avem la îndemână sau printr-o răzuire la suprafața pielii fără a strânge însă acul cu venin. După care o toaletare a rănii cu apă și săpun, aplicarea de comprese reci sau chiar gheață pentru că se produce o vasoconstricție și este de mare ajutor. Aceste simptome se remit de obicei după 24 de ore. În caz de durere, se poate administra un analgezic sau un antiinflamator. Vorbim acum de a doua categorie și anume a persoanelor cu reacții alergice la înțepătură și aici sunt o frecvență deși destul de redusă, însă trebuie acordată o mare atenție și anume reacții alergice la persoanele hipersensibile care nu sunt la primul contact cu veninul includ un spectru foarte larg de la intensitate medie la severă și chiar amenințătoare de viață. Primele simptome care sunt în cazul persoanelor hiperalergice sunt așa, urticarie, prurit, dureri abdominale, greață, vărsături, disnee, și aici ne referim la lipsa de aer, deoarece aceste simptome au o evoluție destul de rapidă și gravă. Pacienții sunt sfătuiți să cheme de urgență ambulanța, să sune la 112 sau se prezinte imediat la camera de gardă a celei mai apropiate unități spitalicești. De ce se impune acest lucru? Pentru că astfel de reacții sunt extrem de periculoase, putând progresa spre șoc anafilactic, o situație care are un risc vital pentru pacienți. Cei care au antecedente la astfel de reacții alergice sunt sfătuiți să aibă prescris un dispozitiv autoinjectabil cu adrenalină, deoarece adrenalina reprezintă medicamentul de elecție în tratamentul reacțiilor anafilactice.